Bună ziua, dragi prieteni din Scorpion. Haideți să vedem la Scorpion în dragoste între el și ea. Haideți să vedem prezentul relației, trecutul ei, trecutul relației, trecutul lui, viitorul ei, viitorul relației, viitorul lui. Haideți să vedem la prezentul relației. Prezentul relației este tăcut, mort sau cu schimbare sau unul dintre parteneri este bolnav, are multe probleme, are multe... Trebuie să-și pună gândurile în ordine, nu are chef de relație, deci unul dintre parteneri este ca mort. Uh, nu are chef de relație, ce să spun, asta, asta înseamnă, poate să însemne, da? Deci nu are putere pentru relație din cauza problemelor pe care le are. Sau are o stare foarte rea. Ea s-a luptat, s-a certat cu el pentru că de ce este această ruptură, de ce este această pauză. Vedeți, supărare trecătoare s-a întâmplat, s-au certat, deci ea a vorbit. El a sperat, el deci el are problema și i-a cerut probabil o pauză. Aici ea arată rezolvare și reușită în viitorul ei, în viitorul relației, începe să comunicați, să vorbiți. El este cu toată dragostea, cu toată inima la ea, doar că ea trebuie să aibă răbdare și uh, poate timp. Aici ea se comportă ca un copil sau este mult mai tânără decât el, dar are reușită sau dacă. Dacă vreți să aveți un copil, veți avea un copil. Împreună. Relația va continua cu bucurie sau vă veți împăca sau veți avea... Da, deci după această problemă care o vedeți aici, arată că da, că veți avea bucurie, că veți continua relația, că el va veni cu un cadou, că veți fi împreună. Și el are gânduri serioase, uite, de căsătorie cu bucurie. Deci vrea relație serioasă, vrea ceva sigur, ceva serios, ceva frumos și de... Cum să zic căsătorie, da, eu văd. Și ea știe asta. Va veni la dumneavoastră în casă, deci dacă. Vedeți casă? Da, sigur, sigur va fi. Și veți face o călătorie împreună sau vă va propune. Și într-o călătorie o să vă propună căsătorie această persoană. Dar deocamdată, în prezent, puteți să fiți foarte reci, distanțați, da? Cam asta a fost. Dacă nu vi se potrivește, ascultați semnul ascendent lunar sau Venus. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.